Salut, domnul iubitor de frumos, sunt Alina Militaru și bine ne auzim cu un articol nou pe pagina de YouTube și alexatenes.com. Azi ne jucăm puțin cu amestecul de culori în acrilice. O să am pe paletă roșu, galben și albastru, să mă vezi și cam ce nuanțe de roșu, galben și albastru am folosit pentru filmulețul de azi și ne jucăm cu culori de piele. Am un portret, un mic portret pe o foicică mică, pe caietul meu de schițe Canson, pe care am reușit să-l obțin într-un final. Și ne jucăm cu culorile și să obținem culori de piele. Ideea e destul de simplă. Culoarea de piele este un amestec între toate cele trei culori, roșu, galben și albastru, plus alb, foarte mult alb, de obicei. Depinde ce nuanță de piele vrei să obții și cât de luminoasă sau întunecată e nuanța respectivă, ce umbre, ce surse de lumină avem. De obicei, ca idee, de obicei încep amestecul cu roșu și galben, obțin un portocaliu, un oranj destul de vibrant. Nu de alta, dar albastru este în proporții mult, mult mai mici și există șanse mari să pun prea mult albastru. În felul acesta amestec roșu și cu galben, obțin o nuanță de oranj și amestec cu puțin, puțin, puțin de albastru, astfel încât să obțin o nuanță de portocaliu ușor, mai puțin vibrantă. Iar la final adaug albul, astfel încât obțin luminozitatea necesară pentru portretul respectiv. Dar, pentru început, ideea e că nu toată lumea are aceeași nuanță de piele. Dacă ai văzut filmulețe de machiaj pe YouTube sau oriunde, o să-ți spună de culorile de piele calde, culorii de piele reci și de obicei le împarte în, nu știu, în anotimpul sau ceva de genul. Nu sunt nebunite după machiaj, dar am văzut câteva. De asta zic că e bine să... Ca exercițiu, e bine să începem prin a amesteca cât mai multe nuanțe de piele. Oricum le obțin, o să le folosim, având în vedere, cum spuneam, că depinde foarte mult pielea, nuanța de piele, depinde foarte mult de sursa de lumină, pe lângă nuanța naturală a pielei, depinde de sursa de lumină, de umbre, de mai multe variabile, să zic așa. Așa că încercăm pe cât posibil să obținem cât mai multe nuanțe, să amestec cât mai multe nuanțe. Nuanțe care să dea spre galben, nuanțe care să dea spre roșu, nuanțe care să dea spre mov. Astea sunt cele principalele care mai naturale, așa, dar poate să dea foarte bine și spre albastru și verde, în oarecare măsură, pe alocul. Când facem, pictăm pielea, idei, chiar dacă avem un personaj care are o nuanță de piele, care se zice dă spre galben, a mea cam așa dă, galben-oranj, am o nuanță foarte caldă, de obicei, pe suprafața pielii sunt zone în care dau, ori spre, puțin mai spre roșu, acolo unde există vene care vine spre suprafața pielii, să zic așa. Nasul, de exemplu, se poate înroși. Sunt oameni care se înroșesc foarte repede și prind acea roșeață în obraj. Sunt zone care sunt mai galbene, sunt zone care dau puțin spre albastru, când vine vorba de bărbați și are barbă, oamenii care are barbă, chiar dacă sunt rași, au o nuanță așa care dă spre puțin albastru violet, să zic așa. Sunt nuanțe foarte, foarte subtile, dar se pot observa la un moment dat și poate dă viață cumva portretului dacă folosim nuanțe diferite de culoare. Și
ne plimbăm puțin prin nuanțe din acestea pastelate de piele. Ca idee, am pus pe paletă și negru, îl vezi chiar în prim plan, dar pe cât posibil, dacă nu e nevoie, de preferat să nu-l folosim, negru respectiv. L-am folosit eu, l-am pus pentru păr, l-am amestecat, aveam nevoie de nuanțe ceva mai închise. Pe piele, de preferat să desaturezi acele nuanțe de piele. Oricum, culorile de piele sunt, odată ce pui alb, își pierde vibrația. Dar de preferat să nu ajungă chiar noroioase. Dacă amesteci și alb și negru în culoarea respectivă de piele, pe lângă alb, o să devină culoarea respectivă, o să aibă o să devină o nuanță așa murdară. Așa că pe cât posibil nu folosești negru, în locul de negru folosești culoarea opusă pe cel cromatic. Dacă ai o culoare de piele care dă spre portocaliu, să zic așa, sau spre ruș, hai să zicem, dacă ai o culoare de piele care dă spre roșu, ca să îi scazi puțin de saturat, să nu fie atât de vibrant roșu respectiv, folosești culoarea opusă pe cercul cromatic, adică puțin verde. Și dintr-o dată culoarea nu mai e atât de vibrantă și e despre ceva mai natural, mult mai natural. La fiecare culoare în parte se desaturează preferabil cu culoarea ei complementară opusă pe cercul cromatic. La ce m-am mai uitat eu pentru portret? E un portret destul de micuț și pe cât posibil l-am făcut destul de repede, m-am mirat și eu. M-am uitat de asemenea pe ca sursă de lumină. Am avut o sursă de lumină în fotografie care venea de undeva din dreapta sus, astfel încât m-am putut juca cu câteva umbre pe partea stângă. M-am mirat și eu că n-a fost nevoie de negru. De obicei simt nevoia să bag și puțin negru, dar a fost suficient un amestec suficient între albastru roșu și puțin galben. Este pe partea de umbre dă puțin spre mov umbrele respective. În final mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit portretul, m-am mirat și eu că a ieșit atât de bine. În altă ordine idei, ce pensule am folosit? Am folosit două pensule plate și de, nu știu, mărimea. Stai să mă uit. Un 2 și cred că un 4 ca număr. Sunt culori de... Asta, sunt pensule pentru acrilice. Nu cine știe ce, nu știu ce firma, nu scrie pe ele. Le-am primit de curând de la ProfiArt, am o să-ți las un link probabil pe filmuleț. E articolul trecut, de acum săptămâna trecută. Am filmat ce-am primit în pachet. Cam atât pentru articolul de azi, portretul e aproape de final. O să mă mai vezi puțin jucându-mă, iar la final o să vezi varianta finisată, să zic așa, acestui portret. Iar spre final vreau să fac și un mic anunț. Acum două săptămâni am început o serie de articole. O serie de articole de cupreți alternative pentru cărți, pentru cărțile citite. Am început seria respectivă cu cartea Pacienta tăcută. Nu mai știu exact autorul. Ideea e că la finalul filmuleții am vrut să ofer cadou acea carte și am avut vreo 5 persoane care s-au înscris pe pagina de YouTube și pagina blogului pe alexdesenes.com, iar din cele 5 persoane am ales o persoană fără mai multe introduceri. Câștigătorul este Ionela Grigoraș. Mi-a trimis un mesaj pe pagina de mi-a lăsat un comentariu pe pagina de YouTube cu o recomandare de carte pentru următoarele filmulețe.
iar ea câștigă cartea Pacienta Tăcută, pe care o să primi probabil din poștă, vedem cum ne hotărâm. Chiar mă bucur că am primit destul de multe comentarii la filmulețul respectiv. Seria respectivă, ideea pentru seria respectivă de copreț alternative pentru cărțile citite, mi se pare foarte tare de a exersa puțin cu impresia lăsată de cărțile pe care le citesc, astfel încât în ceea ce fac, cred că am pot să introduc și eu cărți în general și să mă bucur și de lectură în același timp și să facem schimb de idei și de inspirație. Nu știu exact când o să revin și cu altă carte, mai am încă vreo două sau trei. Am două citite și încă una pe care o citesc acum, pe cât posibil să le fac cât timp încă știu despre ce e vorba și am o idee destul de clară pentru coperțile respective. A fost absolut genială filmulețul respectiv, în sensul că mi-a plăcut foarte mult să mă juc cu coperta respectivă și am idei pentru cărțile următoare. Cu anunțul acesta încheiem cu totul acest filmuleț și ne auzim săptămâna viitoare cu un articol filmuleț nou. Până atunci, dacă nu ești neabonat, ai mai jos un butonul de abonare și clopoțelul ca să fii anunțat când apare un articol nou pe YouTube. Iar dacă mă urmărești pe Alex Stenes, ai în dreapta la fel un formular de abonare cu numele și adresa de mail. Și ne reauzim, bineînțeles, spor și inspirație să avem o iarnă cât mai colorată pe cât posibil.